12 life hack-uri care o să vă ajute să supraviețuiți. Atunci când suntem în situații periculoase, ceea ce ne vine în minte în primul rând sunt sfaturile celor apropiați. Dar uneori chiar și cele mai populare recomandări sunt incorrecte și chiar dăunătoare. Ați știut că aplicarea gheței pe vânătaia nu e cea mai bună idee? Sau că nu trebuie să ridicați un om care și-a pierdut cunoștința? Astăzi o să aflați despre cele mai faimoase mituri de recomandări în situații periculoase. Aplicarea unguentului pe răni. Unguentul conține un procent de umiditate, care devine habitatul perfect pentru bacterii și microbi. Mai bine este să spălați rana cu săpun și să aplicați un pansament uscat. Asta va ajuta mult mai mult. Tratarea arsurilor cu untul sau cu smântâna. Această metodă se consideră efectivă deoarece înlătură senzația de durere. Dar de ce s-a creat acest mit? Deoarece noi ținem aceste produse în frigider, iar atunci când le aplicăm pe piele, într-adevăr răcesc suprafața acesteia. Dar efectul este doar temporar, deoarece acestea creează probleme peste careva timp. Untul și smântâna de fapt usucă pielea și influențează negativ la schimbul natural de căldură din corp. În rezultat, căldura nu dispare, ci migrează mai adânc în piele, cauzând probleme și mai mari. În caz de arsură, cel mai bine e să ținem zona afectată sub apă rece, pentru 15 minute. Asta va ajuta să înlăturăm durerea. Dar voi știți de ce apar veziculele cu lichid pe arsuri? În corpul nostru nimic nu se întâmplă degeaba. Veziculele de fapt protejează pielea de microbi și bacterii, iar înlăturarea lor poate duce la infecție în zona respectivă. Încercările de a vomita forțat în caz de intoxicare. Recomandarea cea mai populară este de a vomita forțat. Pare logic, dar nu e cea mai bună idee, deoarece toxinele pot nimeri în plămâni. Dacă v-ați otrăvit cu ceva chimicale, vomitând veți ridica riscul de arsură a gâtului. Dar dacă totuși ați început a vomita, urmările nu vor fi bune. Prima pe listă este deshidratarea organismului, care duce la probleme și mai grele. Unica decizie bună e de a apela la urgență. Aplicarea gheții pe vânătăi. Nu merge vorba de faptul că nu e bine să aplicăm gheața pe vânătaie, ci de modul în care o facem. Nu trebuie să lipim gheața direct pe pielea goală, deoarece în cazul dat putem primi o arsură rece. Între gheață și piele trebuie să puneți o bucată de material, dar nici asta nu oferă siguranță. Trebuie și să aveți grijă la timp, nu mai mult de 20 de minute. După asta, așteptați 90 de minute și doar apoi repetați. Dacă din oarecare motiv nu aveți o bucată de material, nu mai aplicați deloc gheața. Are sens să folosiți gheața doar în primele 48 de ore după traumă. După asta, este absolut inutil. Eliminarea unui obiect străin din ochi. În primul rând, dacă a nimerit ceva în ochi, de exemplu o bucățică de sticlă, nu faceți nimic din capul vostru. Mai bine este să rugați pe cineva să vă ducă la urgență. Dacă merge vorba despre o geană, nu uitați să vă spălați mâinile înainte de toate. Apropiați-vă de oglindă și încercați să observați geana. Apoi clipiți rapid pentru ca lacrimile să curețe ochiul și geana să se ducă înspre margine. Apoi luați o bucată de material umed și înlăturați-o. Ajutorul în timpul pierderii cunoștinței. În cazul dat, trebuie să culcăm persoana pe podea și să o stropim cu ceva rece pe față, nu-i așa? Anume, asta face majoritatea, sau asta știe că trebuie să facă. De fapt, dacă cineva și-a pierdut cunoștința, nu trebuie să-l mișcăm dintr-un loc în altul. Trebuie să-i ridicăm picioarele și să-i deschidem orice haină care poate să pară strânsă pe corp. Când își revine, nu trebuie să se ridice în picioare îndată. Nu se permite consumul băuturilor energizante sau a cafelei. Cafeina doar va înrăutăți deshidratarea. Tratarea mușchiului întins cu căldură. Compresul cald nu o să ajute în situația asta. Ba din contra, o să sporească circulația sângelui și zona se va umfla și mai tare. În prima zi după traumă, mult mai bine va ajuta un compres rece. Acesta va înlătura inflamația și durerea. Străduiți-vă să vă folosiți cât mai puțin de membrul traumat, măcar în primele 48 de ore. Eliminarea obiectelor străine din răni. Puteți să scoateți un ciob mic sau un ac sau un spin din deget, dar niciodată să nu încercați să scoateți obiectele mai mari din rănile serioase. Nici medicii nu fac asta până nu aduc pacientul pe masa de operație. Chestia e că atâta timp cât obiectul se află înăuntru, blochează sângerarea. De aceea este interzis să atingeți rana înainte de a ajunge medicii. Unica chestie necesară și care e permisă este să clătiți rana cu alcool, dar pregătiți-vă, poate fi foarte dureros. Cusăturile rănilor.
desigur că rănile trebuie cusute. În cele mai multe cazuri e unica cale spre vindecare. Dar procedura e neplăcută și dureroasă. Iar peste o bună bucată de timp, ațele trebuie înlăturate. Există o alternativă, adezivul pentru piele. El ajută foarte bine și aproape că nu cauzează durere. Înainte de aplicare, spălați rana cu apă rece, apoi apăsați ușor peste ea ca să opriți sângerarea. Apropiați marginile rănii și adăugați adeziv. Dacă rana e prea mare, mai bine nu riscați și apelați la ajutor profesional. Masajul cu oțetul sau alcoolul atunci când cineva are temperatura corpului ridicată. Alcoolul și oțetul se absorb foarte bine prin piele, așa că aplicarea lor pe corp e ca și cum ați servi alcool sau v-ați scălda într-o baie cu oțet. Dar dacă serios, masajul de genul ăsta poate să intoxifice sau să ridice aciditatea în organism, așa că nu credeți în toate sfaturile bătrânești. În schimb, ce ar trebui să facă cel bolnav e să consume mai multe lichide fără alcool, în special ceaiuri și apă. Temperatura din încăpere trebuie să ajungă la 18 grade Celsius. În așa condiții, organismul este mai ușor să se lupte cu boala. Încercările independente de a pune la loc un os. Sunteți un traumatolog profesionist? Dacă nu, nu aveți voie nici să încercați să ajustați o articulație sau să puneți la loc un os. Acestea sunt doar scene din filme. În realitate, puteți face de 1000 de ori mai rău. Cel mai bine e să fixați membrul afectat și să sunați la urgență. Fixați nu doar zona fracturării posibile, dar și cele mai apropiate articulații. Și faceți asta astfel încât să se simtă confortabil. Salvarea celor care se înneacă. Cea mai des întâlnită problemă în a-i salva pe cei care se înneacă este incapacitatea personală de a înota. Dacă totuși știți cum și sunteți în așa situație, există câteva reguli. Încercați să vă apropiați din spate, deoarece dacă o faceți din față, omul poate să se panicheze și mai mult să vă tragă cu el sub apă. Dacă v-ați apropiat, încercați să-l apucați de bărbie sau subțioară și trageți-l înspre mal.